Liderul seriei A5-a, CS Blejoi, a cedat toate punctele în confruntarea de la Brașov cu Kit Stâmpa, 2-5. Golurile blejoienilor au fost reușite de Bălașa și Ghinea. CS Păulești a cedat acasă 1-2 cu ACSSR Brașov. Golul gazdelor a fost marcat de Adrian Vintilă. Singurul punct a fost obținut de CSO Plopeni, care a terminat la egalitate 0-0 pe teren propriu cu AFC Odorheiul Secuiesc și a obținut cu două etape înaintea finalului sezonului regulat, nu-l dorit a calificare în play-off.